Da, deci am așa o stare încât mi-e și frică să vă spun, pentru că nu s-a terminat competiția, mai avem mâine o cursă extrem de grea cu barca de 8+1 fete, dar sunt ferm convinsă că o să vedem o cursă la fel de frumoasă ca cele de astăzi. Un ochi îmi râde pentru băieții din barca de dublu rame și un ochi îmi plânge pentru fetele din barca de dublu, categorie ușoară, dar întotdeauna unul câștigă și unul pierde. Și când pierzi și ești tu, sunt ai tăi, cei care pierd, durerea este enormă. Dar ăsta este sportul. Mergem înainte, ne băgăm picioarele în apă rece, vedem ce s-a întâmplat, unde, dacă s-a greșit pe undeva, pentru că din toate calculele noastre, această barcă n-avea voie să nu vină la medalie. Într-adevăr, aici bătălia este așa la sutim, dar tot la sutim trebuiau să fie pe podium. Asta este. N-avem ce face, ăsta e sportul, istoria este scrisă, Parisul este foarte aproape și le-am încurajat, le-am spus să se exteriorizeze, să plângă, să-și, nu știu, scoată toată durerea asta și nu numai durere, și toate emoțiile și tot stresul ăsta adunat în atâta amar de timp, pentru că vorbim de o pandemie, vorbim de niște dureri, vorbim de niște recuperări, vorbim de o Gianina care a trecut prin toate stările, dar eu sunt ferm convinsă că, așa cum le cunosc, sunt două fete cu un caracter foarte puternic și acest rezultat nu poate decât să le încurajeze și să le mobilizeze să meargă mai departe. Un loc 6, totuși vorbim de o finală olimpică, o probă extrem, extrem de grea și cu un adversar înaintea celui de pe apă mai este și cântarul. Și asta este. Speranță pentru mâine, pentru că fetele au stabilit cea mai bună performanță mondială. Da, mă bucur enorm de mult pentru ele că au văzut că se poate, că au încredere în ele. Să stabilești un record olimpic, nu-l poate stabili și mondial, nu-l poate stabili o echipă care nu are valoare, e clar. Acum ține de noroc, ține de vreme, sper ca vremea asta să mai țină și cu sportivii, toți cei care concurează, pentru că nu este o plăcere să concurezi pe valurile astea și pe un vânt lateral, dar ăsta e canotajul, să face în toate condițiile, și bune și mai puțin bune. La antrenament asta exersezi și aici vii și te distrezi, vorba antrenorului principal, Cola Monici. Nu trebuie să-l conving, pentru că Antonio a zis cu mine merge până cu mine la cârma federației, merge până în pânzele albe. Am reușit, el se simte foarte bine la noi, am reușit și am construit o echipă extrem de frumoasă, o echipă extrem de puternică, începând cu sportivii și terminând cu ultima persoană care se învârte în jurul acestui lot, pentru că noi avem un lot unic, fete și băieți, un antrenor principal, un șef al comisiei medicale, care ei dau tonul, ei dau ritmul și ei dictează direcția. Și atâta timp cât se simte la noi bine, nu văd de ce ar pleca. Îmi doream pentru ei atât de mult această medalie, pentru că sunt doi sportivi exemplari. Anul acesta, ca să nu mă raportez la anul trecut sau acum 2 ani sau acum 3 ani, dar cel puțin anul acesta, acest echipaj nu are un antrenament lipsă.
Și asta spune tot despre acest echipaj. Dorința a fost atât de mare pe măsura adversarului. Rivalitatea lor este atât de mare, dar atât de frumoasă cu frații Sincovici. Și eu sunt ferm convinsă că acesta este doar începutul pentru ei. Trebuie să-l convins pe Marius să continue, pentru că el a declarat că intenționează să se lase. Așa e, când te saturi după un ciclu olimpic extrem de greu, normal că primul lucru care îți vine în minte este acela că vrei o pauză și vrei să faci altceva decât ai făcut până atunci. Dar, cu siguranță, el va primi o pauză de relaxare, de refacere. Pregătirea pentru următorul an nu va începe imediat cum ajung acasă. Vor avea timp să se refacă și fizic, dar și psihic, pentru că sunt încărcați și mai mult de atâta nu cred că se mai poate. Și fiecare a fost întors cu cheia până la finala lui. După care este așa o relaxare încât nu-ți vine să crezi, parcă am senzația că sunt alții decât cei pe care i-am văzut cu o zi înainte de finală. Dar este o ediție, că nu pot să spun a fost, că mai avem și mâine o zi extrem de grea. Este o ediție pe cât de grea, dar pe atât de frumoasă pentru canotajul românesc. Și mă bucur că nu am mai trăit sentimentele din de acum 8 ani, chiar și de acum 4 ani.